Fiecare are acces cu această carte către o vindecare. Inclusiv desenele care le transmite acolo sunt atât de ușor de înțeles de fiecare dintre noi. E la fel ca și cum când vezi un film de două ori și de fiecare dată îl vezi oarecum diferit. Bună seara, Dana! Bună seara! Ne aflăm acum la finalul unei seri frumoase. Tocmai s-a lansat în limba română Harta Vindecării pe Gabi Băduluță. Cum te simți după lansarea acestei cărți? În primul rând mă simt, am foarte multă emoție, foarte multă emoție pozitivă. Sunt foarte mândră și în același timp mă simt privilegiată să fiu sora Gabrielei și să avem un astfel de om extraordinar cu atâta știință și cu atâta studiu în anturajul nostru și în familia noastră. Într-adevăr, o consider o binecuvântare. Ok. Cumva răspunsul tău se leagă puțin de următoarea întrebare pe care vreau să ți-o pun. Te-ai gândit vreodată că sora ta mai mică, Gabi, va ajunge să scrie o carte atât de importantă? Cumva dintotdeauna am știut, dintotdeauna am văzut că are această predilecție și noi, familia, i-am sugerat că ar fi bine să scrie o carte, pentru că întotdeauna ne-a învățat foarte multe lucruri bune din cursurile care le-a făcut, de unde a mers ea în toată lumea să afle foarte multe lucruri, atât pentru ea, în primul rând, pentru vindecarea proprie și pentru autocunoașterea proprie, și apoi ne-a împărtășit de fiecare dată ceea ce a învățat și ne-a ajutat și pe noi, ne-a învățat să fim mai sănătoși, să fim mai bine cu noi înșine. Și vreau să spun că și pe mine m-a luat de foarte multe ori la cursuri, la fel și fel de seminarii, care într-adevăr te ajută extraordinar. Iar aceste cursuri și aceste seminarii, ea le transpune într-un limbaj comun, într-un limbaj care poate să-l înțeleagă oricine și să ajute din interior și din suflet și din minte, să fiecare are acces cu această carte către o vindecare, către vindecarea sufletului și o vindecare a trupului în același timp. Foarte frumos. Sunt foarte curios cum a fost, dacă a fost cumva diferită, cum a fost întâlnirea ta cu Gabi prin prisma cărții? Într-adevăr, atunci când citești o carte scrisă de o persoană, scrisă de un om, cu, chiar dacă îl cunoști de viață, să spunem, că noi ne știm de viață, suntem într-o strânsă legătură de foarte mult timp, de când ne-am născut, propriu-zis, e o altă abordare, o altă parte a persoanei care poți să vezi cum reușește să transmită lumii, să transmită celorlalți oameni cu foarte multă iubire de oameni, asta pot să o garantez, atâta cunoaștere. E ceva mai mult decât a fi mândru, că știi că pe de-o parte este sora ta, dar pe de altă parte uimirea și bucuria care ți-o transmite prin cuvintele cărții și inclusiv desenele care le transmite acolo sunt atât de ușor de înțeles de fiecare dintre noi. Da. Eu, din ce citeam cartea, am avut cumva așa o impresia că e ca un fel de călătorie care, deși erau multe povești ale altora, parcă călătoria era a mea. Identificarea proprie. Cumva, adică citind așa mult despre și punându-te în locul altor persoane, de fapt ajungi să umbli prin, îți deschide ție tot felul de porți, nu? Și amintiri pe care începi să le macini. Și atunci sunt foarte curios ca dacă tu, în timp ce ai citit cartea, deși clar că, cum ai spus, tu ai participat și la cursuri și la terapii, poate și ai și discutat cu ea, deci cumva cunoști subiectul, dar sunt curios dacă ai simțit că descoperi ceva nou în tine, că dacă ți-a deschis o ușă neașteptată, lecturarea cărții. E la fel ca și cum când vezi un film de două ori și de fiecare dată îl vezi oarecum diferit și îl percep diferit.
În același timp, da, noi suntem persoane empatice, că așa ne naștem. Și cartea este și scrisă în așa fel încât empatia să fie mult mai deschisă, să ne putem transpune și să înțelegem, să conștientizăm acele povești transpuse de Gabi în carte. Iar în fiecare dintre noi, de fiecare dată când citim aceste povești, poate trezi în noi acele povești, poate cândva uitate, sau acele traume care nu le-am băgat în seamă, dar ele se repetă, așa cum spune Gabi, într-o formă ciclică în toată viața noastră. Cu atât mai mult, mi-a fost foarte ușor să și desenez, să creez coperta, pentru că forma în care ea transmite informația și cuvintele, așa cum le așează ea, este mult mai ușor de înțeles pentru oricine și a fost foarte ușor să-i pot transpune într-o imagine tot ceea ce ea explică în carte. Am să zici, tu ești cea care a desenat coperta. Nu am știut. Cer scuze. Nu e nicio problemă. Păi felicitări, da, am înțeles. Da, okay. Am încercat să pot să-i adun ideile ei într-o singură carte. Într-o singură imagine. Foarte frumos. Dacă ne uităm foarte atent, imaginea spune foarte mult și spune foarte mult, în primul rând, despre un om cu un suflet curat, cu un suflet plin de iubire și care ceea ce își dorește ca lumea să aibă mai mult de la ea. Își dorește să dorească foarte mult oamenilor care o cunosc și să nu rămână trecută cu vederea, să spunem, ci din contră să dorească oamenilor care pe parcursul vieții o cunosc. Putem cunoaște personal sau putem cunoaște prin prisma cărților care ea le scrie. Păi cred că se zice că cel mai bine cunoști un scriitor dacă citești cartea. Corect. Așa că, bun, și așa, ultima întrebare sau, mă rog, ca de final, așa. Nu e chiar o întrebare. Zi-mi, te rog, nu știu, trei lucruri pe care le-ai găsit sau le găsești tu esențiale în carte și cum crezi că ar trebui citită această carte? Cu ce gând? În primul rând, ar trebui să ne lăsăm toate canalele perceptive deschise. Să lăsăm tiparele la o parte. Cu ajutorul acestei deschideri avem o nouă perspectivă de a înțelege ce se întâmplă în viața noastră, ce se întâmplă în jurul nostru. Apoi, tehnica, să spun între ghilimele, pentru că sunt într-adevăr câteva tehnici descrise în această carte, ar trebui înțelese într-o anumită formă, fără prejudecăți. Și dacă ar fi și așa, ar trebui să ne punem întotdeauna întrebare. Și dacă am face și așa, cum Gabi ne îndrumă, pentru că este realmente o hartă, un ghid, da, spre binele nostru. Bineînțeles. Okay. Și chiar o recomand tuturor, indiferent de profesie, indiferent de vârstă, indiferent de religie, indiferent de locul unde se află în acest pământ, recomand această carte. Și vă doresc să aveți și voi bucuria să cunoașteți pe Gabi. Ok, deci trebuie să citim cartea asta cu deschidere, cu deschiderea că nu înseamnă că neapărat e singura cale, ci e un drum care ne deschide posibilități de a lupta și de a ne rezolva până la urmă conflictele. Cred că ne ajută să nu mai luptăm. Ok. Cred că ne ajută să facem pace. Aha, și să le acceptăm. Să le acceptăm și să le percepem într-o formă diferită, aș spune eu, într-o formă a iubirii mai degrabă decât cea a luptei și a înverșunării și a neiertării. Mai degrabă ne îndrumă această carte la iertare și, în primul rând, să ne iertăm pe noi înșine și să ne înțelegem pe noi înșine și să ne acceptăm pe noi înșine. Deci dacă ar fi să rezumăm la trei cuvinte care se cuprind, ar fi? Iertare, schimbare percepției, așa, și aș putea să spun vindecare. Ok. Bine. Mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc foarte mult.